Maria și Iosif colindă, prin lume își caută loc. Doar în Betleem, într-o iesle, răsare o stea de noroc. Și așa în orbitelor iesle, un prunc minunat se născu. Iar magii cei trei prinde veste, că el e Iisus altunui. Colinde, 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 așa colindă man de an, când noaptea colindelor noastre ne așteaptă covrige și bani. Colinde, 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 veniți lângă noi, gospodari, ca noaptea colindelor noastre, colinde păduri de stejar. Se aude copilul cum plânge, cu lacrimi sclipind prin zăpezi, iar zbutecul mic frâmul strânge durerile lumii de ieri. Ajung magii daruri alese, tămâie și aur și apoi, din smirnă parfumul țese, povestea până la noi. Colinde, 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 așa colindă man de an, în noaptea colindelor noastre ne așteaptă covrige și bani. Colinde, 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 veniți lângă noi, gospodari, că-n vremea colindelor noastre colinde păduri de stejar. Colinde, 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 așa colindă man de an, în noaptea colindelor noastre ne așteaptă covrige și bani. Colinde, 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 veniți lângă noi, gospodari, că-n vremea colindelor noastre colinde păduri de stejar. Colinde păduri de stejar. M-o trimis mama la capre, m-o trimis mama la capre. Mărului, durului, bum, vai, iar vai, flor, vai, tiri, lai, dai, dai, hop, vai, hop, nu mă apucă. Mântălnicu, lup-n cale, mântălnicu, lup-n cale. Mărului, dorului, bum, vai, iar vai, flor, vai, tiri, lai, dai, dai, hop, vai, hop, săr-săr-săr. Nu fi lupule fălos, nu fi lupule fălos. Mărului, dorului, bum, vai, iar vai, flor, vai, tiri, lai, dai, dai, hop, vai, hop, săr-săr-săr. Că asta la fereastră, cruce-n casă, la fereastră, cruce-n casă. Mărului, dorului, bum, vai, iar vai, flor, vai, tiri, lai, dai, dai, hop, vai, hop, țăr-țăr-țăr. Rămâi gazdă, până la anuță toioasă, până la anuță toioasă. Mărului, dorului, bum, vai, iar vai, flor, vai, tiri, lai, dai, dai, hop, vai, hop, țăr-țăr-țăr. Mărului, dorului, bum, vai, iar vai, flor, vai, tiri, lai, dai, dai, hop, vai, hop, țăr-țăr-țăr. Seara Crăciunului nostru, mare bucurie a fost,
Iosif și Sfânta Maria, pornit-au călătoria și-au ajuns într-un oraș, și-au cerut puțin să-l lași, să-i lase să se culce, noaptea-n drum să nu-i apuce. Iar oamenii din cetate le-au răspuns cu răutate: du-te, du-te și ne lasă, că n-ai loc la noi în casă. Atunci prea sfânta fecioară ieși din oraș afară, și-au ajuns acei sărași la un graș cu multe vaci. Sosi vremea la Maria să nască pe Mesia, și-a născut un fiu frumos și-l numea Iisus Hristos, care cu puterea sa va înțelepți lumea, care cu puterea sa va înțelepți lumea. Cărarea șerpuită, cu argint împietruită, mergând-mi sărbători, citit de colindători. Bucură-ti, Maică Sfântă, că toți îngerii îți cântă. Noi pururi ti să fim și-al tău numi preamărit. Când ne-ai dat pe Domnul Sfânt, Domnul cer și-mi fi pământ. Însă oară s-o născut, este arai s-o Maică Sfântă prea curată, tu ești binecuvântată, că ai născut fiul de împărat.
ești mult frumos, Domnului măruț, mărgăritar, ești mult frumos, ¡Gracias!
frumoasă, doamne Georgiana Șerban, asinte, pentru frumoasele Colinde și parte din copiii pe care îți vedeți aici, să știți că nu sunt străini de satul Ruginoasa. O parte dintre ei își au rădăcinile aici, în satul Ruginoasa. Sunt copii și nepoți ai dumneavoastră. De asemenea, doresc să mulțumesc și copiilor la școala gimnazială Nicolae Apostol pentru frumoasele Colinde, doamne directoare Daniela Rusu. Doresc să mulțumesc de asemenea părinților care au fost de față în această seară alături de noi. Doresc să mulțumesc domnului primar, domnului viceprimar, pentru sprijinul acordat de fiecare dată când apelăm la instituția primăriei. De asemenea, mulțumim și membrilor Consiliului Local. Salutăm prezența în mijlocul nostru a familiei Amitrei, Vasile și Maria și le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut pentru biserica satului nostru și fac în continuare. Noi vă purtăm în inimă și sunteți alături de noi, chiar dacă nu v-am văzut de mult. Doresc să mulțumesc și membrilor Consiliului Parochial, să mulțumesc și ostenitorilor bisericii, să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor, pentru că celor care sprijiniți toate activitățile bisericii noastre și tot ceea ce ține de bunul mers al bisericii. Doresc să mulțumesc și familiei, soției, copiilor și părinților și să încer iertare pentru că în această perioadă, în această perioadă a postului, la început, mai toată perioada postului, să nu spun la început, lipsesc din mijlocul familiei și sunt mai mult în mijlocul familiei cele mari, a enoriașului, a parochiei Ruginoasa. Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați învins teama și ați pășit cu credință în seara aceasta în biserica satului Ruginoasa. Pentru că dacă ne aducem aminte puțin de pânăm anii, bineînțeles, erau foarte mulți oameni în această zi de priveghere la Ruginoasa, nu numai în biserică, și în curtea bisericii. Arată că, din păcate, conducem pe ultimul drum din ce în ce mai mulți oameni și din ce în ce mai puțin se nasc. Acestea sunt timpul. Vă mulțumesc că v-ați învins teama de a-ți veni în această seară la Sfânta Biserică, chiar dacă o parte dintre noi nu am avut mască, chiar dacă nu am păsat distanța, dar cu siguranță. Ceea ce am făcut, ați văzut și ați auzit, cred că a intrat la inima dumneavoastră și credem noi, am adus un gram de bucurie, de speranță și de fericire, o rază de lumină în această lume care este din ce în ce mai înțețoșată, din ce în ce mai întunecată. Ascultați sfaturile, indicațiile autorităților. Ascultați sfaturile medicilor, dar nu neglijați, dragii mei, sufletul. Omul, înainte de toate, are suflet. Pășiți cu încredere în Sfânta Biserică, pășiți cu încredere pe scaunul spovedaniei, veniți și apropiați-vă de Sfântul Potir și împărtășiți-vă cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Cel mai sigur medicament care a fost, este și va fi pentru întreaga omenire, este împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Timpurile sunt tulburi, parcă din ce în ce mai tulburi. Sfatul meu este, dacă vă tulburați în momentul în care vă uitați la un program de televiziune, închideți. Căutați alt program de televiziune care să vă aducă bucurie, speranță, fericire. Din păcate, și eu și dumneavoastră observați, din ce în ce mai puțină lume zâmbește. Ne lipsește zâmbetul, dragi. Ne lipsește bucuria, cu toate că avem din cele materiale slavă lui Dumnezeu, că avem ce pune pe masă, avem cu ce ne crește copiii. Ne lipsește altceva. Și acel altceva este mult mai important și mult mai valoros. Să încercăm, dragii mei, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, de credință,
de biserică. Bineînțeles că ar fi foarte multe lucruri de spus, dar mă opresc aici, nu doresc să vă plictisesc. Vă mulțumesc că ne-ați acordat încredere și ați venit în această seară sfântă. Sfântă și pentru satul Ruginoasa, pentru comunitatea satului Ruginoasa. Poate am omis pe cineva la mulțumirile pe care le-am adresat, dar îmi cer iertare. Cu toții sunteți în sufletul meu, dragii mei, și vă pomenesc la fiecare sfântă liturghie. Chiar dacă nu vă pomenesc pe numele de botez, îi pomenesc pe toți enoriașii, închinătorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș și pe toți enoriașii satului și comunei Ruginoasa și acolo intrați cu toții deopotrivă. Doresc să vă adresez dumneavoastră, celor prezenți, copiilor, grupurilor vocale de la Piatra Neamț, tuturor celor prezenți, copiilor dumneavoastră, nepoților dumneavoastră, strănepoților dumneavoastră, care poate nu-i aveți în casă, sunt plecați peste hotare, să spunem noi, pentru un trai mai decent, pentru un trai mai bun. Vă rog să le transmiteți din partea noastră a bisericii calde urări de sănătate, bucurie, răbdare, înțelepciune, spor și ajutor pentru toate lucrurile cele bune și pentru toți, pentru mulți și binecuvântați ani, alături de toți cei dragi ai casei dumneavoastră. La mulți ani tuturor! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! În biserică, să știți că a venit Moș Nicolae. Dumneavoastră nu l-ați văzut, a lăsat niște daruri aici sub brăduț pentru toți copiii. Și dacă mai sunt copii prin spate, îi invităm în față.